Am venit mai devreme de la muncă acasă. Eram foarte obosită și de-abia așteptam să mă așez pe canapea. Am descuiat ușa și am intrat. Însă când am ajuns în sufragerie, am văzut-o pe soacra mea închizând repede unul dintre sertare. Părea că a ascuns ceva. Am salutat-o politicos, însă gândul meu era la sertar. Era vineri când am plecat de la muncă obosită. Fusese o zi grea la birou, plină de întâlniri cu diferiți clienți și discuții tensionate. De-abia așteptam să ajung acasă, să mă întind pe canapea și să am un moment de liniște, departe de agitația de la birou. Am descuiat ușa și am pășit încet pe hol. Însă în drum spre sufragerie, am zărit-o pe soacra mea. Nu mă așteptam să fie la noi la ora aceea. A tresărit când m-a auzit și a închis grăbită unul dintre sertarele dulapului din sufragerie. Mișcarea ei rapidă m-a pus pe gânduri. Sărut mâna mamă. I-am spus pe un ton plin de politețe, dar totuși suspicios. Ea mi-a răspuns zâmbind, însă era agitată. A evitat să mă privească direct în ochi, iar asta m-a făcut să fiu și mai suspicioasă. De-a lungul anilor, relația dintre mine și soacra mea nu fusese nici pe departe una apropiată. Deși nu ne-am certat niciodată, simțeam că nu mă place. Mereu aveam impresia că și-ar fi dorit o altă noră. Mereu îmi dădea senzația că nu sunt suficient de bună pentru fiul ei. Aceste gânduri mi-au alergat prin minte mult timp, iar acum, văzând-o că a umblat în acel sertar, devenisem și mai suspicioasă și mă întrebam ce anume căutase în sertar. După ce am schimbat câteva cuvinte, soacra mea s-a ridicat și grăbită a plecat. Am condus-o până la ușa de la ieșire. Apoi m-am întors înapoi în sufragerie. Gândul meu era la sertar. Ce putea căuta în sertar? Oare a plănuit să-mi distrugă de tot căsnicia? Mă întrebam eu. În ultima perioadă, lucrurile între mine și soțul meu, Alin, nu mergeau deloc bine. Ne certam din aproape orice și relația era tot mai fragilă. De multe ori am avut impresia că și ea contribuia la aceste tensiuni, într-un mod indirect, prin sfaturile pe care îi le dădea lui. În mintea mea, îmi făceam mii de gânduri și scenarii dintre cele mai negre. M-am apropiat de acel sertar. L-am deschis încet, aproape cu teamă. Înăuntru am găsit ceea ce pusese soacra mea. Era o iconiță mică și o foaie. Am deschis foaia și am citit ce era scris acolo. Era un scris de mână, pe care era trecută o rugăciune scurtă. Iar iconița era cu Sfânta Parascheva. M-am uitat apoi mai atent și am văzut și o punguță mică lângă iconiță. Era o bucățică de vată îmbibată cu mir. Am citit rugăciunea de pe foaie. Era simplă, dar plină de speranță. Soacra mea fusese la Sfânta Parascheva și se rugase pentru mine și pentru Alin, pentru căsnicia noastră și pentru a putea depăși greutățile prin care treceam. Am simțit în acel moment cu lacrimile mi se adunau în ochi. Cât de greșit o judecasem pe această femeie. Am văzut-o mereu ca pe o persoană care mi-ar face rău, când de fapt ea se ruga pentru binele nostru. Gândul îmi era la acea rugăciune și la gestul făcut de soacra mea. Tot ceea ce am crezut până în acel moment despre ea s-a dovedit a fi greșit. Era o femeie care își iubea atât de mult fiul, încât să se implice în mod direct sau să mă judece pe mine. A ales să se roage pentru noi. A ales să ceară ajutorul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru ca relația noastră să nu se destrame. Am strâns iconița la piept și am început să plâng. Erau lacrimi de rușine, de ușurare, de recunoștință. În acel moment mi-am dat seama cât de aspră am fost cu ea, cât de mult o judecasem pe nedrept. În toți acești ani am crezut că ea nu mă place și că nu mă vrea alături de fiul ei. Însă nu era așa. Soacra mea mă iubea și se ruga pentru ca lucrurile să meargă bine între mine și fiul ei. Am realizat în acel moment cât de mult greșisem nu doar în ceea ce o privea pe soacra mea,
ci și în relația mea cu soțul meu. În loc să comunicăm și să ne rezolvăm problemele, noi ne-am distanțat tot mai mult. Acea rugăciune și acea iconiță au fost pentru mine precum o trezire, un semn că trebuie să fac ceva înainte de a fi prea târziu. După ce mi-am șters lacrimile, am luat iconița și foaia cu rugăciunea și le-am așezat cu grijă înapoi în sertarul unde le pusese soacra mea. M-am așezat apoi pe canapea, așa cum aveam de gând când venisem de la muncă, însă starea mea de spirit era cu totul alta. Gândurile mele erau mai limpezi, iar inima mi-o simțeam plină de speranță și bucurie. Aveam de gând să vorbesc cu Alin în acea seară, să-i spun ce am găsit și cum mă simt. Simțeam că este momentul să încercăm să vorbim deschis și să ne salvăm căsnicia. Soacra mea, pe care o consideram o piedică, devenise precum o punte de legătură între mine și fiul ei. Din acea clipă mi-am promis că nu voi mai judeca niciodată pe nimeni, mai ales pe soacra mea. Morala poveștii: rugăciunile unei mame pot face minuni pentru copiii săi. Iar soacra a făcut bine că nu s-a băgat în căsnicia fiului ei. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru copilul tău este să te rogi. Sfânta Parascheva să fie alături de voi, de copiii voștri și de toți cei pe care îi iubiți, și să vă protejeze de tot ce este rău și viclean.